Egalitatea de gen este nu numai bună pentru femei, este benefică și pentru societăți. Viitorul e un mister ce va fi descoperit de mințile ingenioase, ale femeilor cât și ale bărbaților, dispuși să coopereze și să uite de diferențele între sexe. Femeile ar trebui să ocupe mai multe funcții în Parlamentul European, deoarece ele dispun de aceleași capacități intelectuale ca și bărbații. Le femmes devraient occuper plus de postes au Parlement européen parce qu'elles ont la même capacité intellectuelle que les hommes. Părerea oricărei femei trebuie să fie respectată. Fiecare femeie trebuie respectată și nu trebuie considerată mai puțin capabilă de a persevera. În domeniul politic, opiniile femeilor ar trebui să fie luate în considerare în aceeași măsură cu cele ale bărbaților. Femeia are un rol important în societate și trebuie respectată, deoarece s-a remarcat în diverse domenii, politică, medicină, artă, dându-le o notă de feminitate absolută. Die Frau hat eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und muss respektiert werden, da sie in verschiedenen Bereichen, Politik, Medizin, Kunst, hervorstich und in den Heinen Hau von absoluter Weiblichkeit verlicht. Egalitatea de gen este mijlocul prin care ni se va oferi o lume mai bună. Le forțe armate non vogliono assegnare più posti alle donne, anche se hanno dimostrato di poter svolgere le stesse funzioni nelle stesse condizioni difficili degli uomini. Avem nevoie de femei la toate nivelurile, inclusiv în vârf, pentru a schimba dinamica și a ne asigura că vocile femeilor sunt auzite, nu ignorate și trecute cu vederea. Este importantă eliminarea disparităților de gen de pe piața forței de muncă. Orice femeie este îndreptățită la un post mare nu e în aceeași măsură ca un bărbat. Femeile ar trebui plătite mai mult pentru munca prestată, deoarece bărbații au salarii mai mari. Le donne dovrebbero essere pagate di più per il lavoro che svolgono, perché gli uomini hanno salarii più alti. Suntem oameni cu toții. De ce diferența de gen continuă să ne conducă? Toți suntem egali. Este importantă asigurarea unei participări egale a femeilor și a bărbaților în diferite sectoare ale economiei. Femeile sunt la fel de puternice, inteligente, descurcărețe și capabile de a ocupa funcții de conducere în Parlamentul European, precum bărbații. Femeile prezintă chiar calități și aptitudini suplimentare, având capacitatea de a privi și analiza, nu doar din punct de vedere logic și conform unor reguli și legi, ci și din punct de vedere psihic și emoțional. Femeile ar trebui să aibă posibilitatea de a ocupa aceeași funcții în Parlamentul European ca bărbații. N-ar trebui să existe diferențe salariale între femei și bărbați de aceeași profesie. Când vom da la o parte toate prejudecățile și vom accepta ideea de echitate, putem spune că am devenit oameni cu adevărat. Egalitatea de gen înseamnă vizibilitate, responsabilitate și participare ale femeilor și ale bărbaților în egală măsură în toate sferele vieții. Gender equality means an equal visibility, responsibility and participation of women and men in all spheres of public or private life. Drepturile salariale ale femeilor ar trebui să fie egale cu cele ale bărbaților, chiar și în domeniile preponderent bărbătești. Este important să se promoveze valorile comune, cum ar fi respectarea drepturilor între femei și bărbați.